fetiță din orașul Târgu Frumos a reușit să impresioneze o comunitate întreagă cu talentul său. Deși este mică, are un suflet mare și o voce pe măsură. Maria Tucan a împlinit de curând doar 10 anișori și deja se poate mândri cu realizările sale, cu clipuri profesioniste pe internet cu mii de vizionări, dar și duieturi cu artiști de renume. Participă fără emoții la emisiuni realizate în platourile televiziunilor naționale, la concursuri de renume și reușește de fiecare dată să se facă remarcată. Așadar, trebuie să o cunoașteți și voi pe Maria, fetița cu cosițe și voce de înger. Bun găsit! Continuăm astăzi seria reportajelor și ajungem să cunoaștem un om frumos. Deși este micuță, este un munte de talent. Înainte de sărbătorile pascale am văzut pe internet un clip, o priceasnă, care mi-a ajuns la suflet. Iar astăzi v-am adus și pe dumneavoastră să o cunoașteți pe Maria. Bun găsit, Maria! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație și vrem să te cunoaștem. Vrem să ne spui cine ești, câți ani ai și de unde vii. Mă numesc Maria Tucan, am 10 ani și sunt din Târgu Frumos, județul Iași. Am văzut pe internet o melodie, o priceasnă care mi-a ajuns la suflet, dar totodată am văzut mai multe melodii. Deci, vreau să zic că pasiunea ta este muzica și cred că am dreptate. Da. De la câți ani ai început să cânti? De la 8 ani. Cine ți-a descoperit pasiunea? Eu cântam așa prin casă, iar mama a văzut că îmi place și m-a dus la Iași, la Palatul Copiilor din Iași, și am luat preselecția. Având-o ca profesor pe doamna Claudia Martinică și vreau să-i mulțumesc, și iar în prezent sunt eleva domnului profesor Veaceslav Bănzari, la Centrul de Folclor Barbu Lăutaru din Iași. Mie, să fiu sinceră, îmi place cel mai mult să cânt melodiile de joc. Știu, trebuie să recăt și pe celelalte de suflet, dar cel mai mult îmi plac acele de joc. Am văzut că ai și câteva videoclipuri. Da. Care este primul videoclip filmat de tine? Prima melodie filmată a fost Jocul lui Stai cu Folos, o melodie din repertoriul meu. Repeți mult ca să cânti aceste melodii? Da. Cam o oră pe zi, cam așa. Dar cu dragoste. Da. Cum reușești să combini și muzica și școala? Bine, datorită doamnei învățătoare, doamna Corina Munteanu, și vreau să-i mulțumesc. La ce concursuri ai participat? Am participat la mai multe concursuri, dar cel mai drag concurs a fost concursul Ritmurile Copilăriei, unde am câștigat trofeul și premiul special Radio Iași, și pe această cale vreau să le mulțumesc și întregii echipe Radio Iași și doamnei Ioana Baciu, deoarece ne promovează pe noi micii copii care am început pe acest drum. Vreau să spun ce melodie ai interpretat și dacă poți să reflectăm despre asta. Am cântat o melodie din repertoriul regretatului Nicolae Sulac. Această piesă mi este foarte dragă. Poți să ne fredonezi un pic? Sigur. Da, hai la joc, mai moșnizeli, dă-ndreaptă-ti dișali, răsușești mustețeli și-mi joacă batutili. Zici, moșu, că la joc eu nu mă pricep deloc, moș costani, nu te faci, că văd zău că tare-ți place. Cânti foarte frumos, felicitări! Mulțumesc! A fost că particip și la foarte multe emisiuni de profil la televiziuni naționale. Cum ajungi acolo? Eu ajung acolo datorită îndrăgitului interpret, Ilie Caraș. El se ocupă de promovarea mea. Așa, și pe platourile emisiunilor am văzut că mai ești alături și de alți artiști. Da, eu sunt onorată să fiu alături de așa artiști mari. Cine ți este alături? Cine ți-a mai fost alături la emisiunile la care ai participat? Doamna Elena Merișoreanu, doamna Elisaveta Turcu-Juverdeanu. Și cânti în cadrul acestor emisiuni? Da. Nu ai emoții în fața camerelor? Presupun că acolo sunt mai multe camere, mai multe lumini.
emoții, dar emoții constructive. Ai și un idol? Da, idolul meu, eu am mai mulți, dar unul dintre ei este doamna Mioara Velicu. Îmi place de ea deoarece are melodii autentice și mereu își poartă costumul cum trebuie, cu opinci. Ce reprezintă pentru tine tradițiile? Tradițiile noastre ne reprezintă pe noi ca popor. Și oriunde te afla în lumea asta, când auzi o doină și un cântec popular, te simți acasă. Care este cea mai importantă colaborare? Cea mai importantă colaborare, și sunt bucuroasă, am avut șansa și onoarea de a cânta alături de domnișoara Simona Mazăre și acompaniată de orchestra Constantin Arvinte. Pentru mine a fost o onoare să cânt cu artiști. De pedaluri de pe voi au schiu de plăcăi, ăștia sunt moldovenii mei, tiri-tiri-la. Ai de pe toate băiele, au strânt fetele, astea sunt moldoveșile, tiri-tiri-la. Ca moldoveșile s-a șarșă, la lucru știu lucra și la oră știu juca, tiri-tiri-la. Și-a parte cu ei, de lui ieși și nu le poți opri, tiri-tiri-la. Băi așa sunt moldoveșile, tari, este zgurile, după scrip că mă lua așa, mă-ndouă om cânta ea cu mine, eu cu ea, tiri-ri-ri-la. La zi scriu care că-ți plătesc, zi un joc moldovinesc, da, am știu pe o vitesc, tiri-ri-ri-la. Și moldovenci gura-i merge și pe scrip că o întrece, tiri-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 ri
Și trompeta și cu vânt parcă juca, că doar său nu m-a mușca, tili-li-la. Ai până au trompeti lipri și eu adulăi, gura mea nu pot opri, tili-li-la. Îi așa-s moldoveșile, întreg și trompetele, tili-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 li
Da, dar nu numai eu îi cânt, și ea îmi cântă mie. Oriunde pe unde merg și unde merge și mama, ea mereu cântă cu mine. Nu știu, am așa un sprijin, că Doamne ferește, uit versurile, mama este lângă mine mereu și mereu când nu știu versurile, mă uit la ea și eu mereu mi le amintesc, că ea mereu le știe, toate piesele mi le știe. Este așa ca o îngerul din spatele tău care îți șoptește la necalți. Da. Maria urmează cursuri la Centrul de Folclor Barbu Lăutaru din Iași și acolo își dezvoltă pasiunea și dragostea față de cântecul și portul tradițional românesc. Îți continui dezvoltarea și în prezent vreau să-mi spui cum îți dezvolți tu acest talent și în ce grup faci parte. Momentan fac parte din grupul Glasul Rădășene alături de domn profesor.
domnul meu profesor Vreațe Zăvânzari, la Centrul de Folclor Barbulău Tară din Iași. Sunt copii talentați, foarte mult. Cel mai recent videoclip filmat de fetița talentată a ajuns în sufletele a circa 3.000 de oameni. Este vorba despre o pliceasnă apărut în mediul online, chiar în postul Paștelui. A fost filmată într-un cadru de poveste, iar Maria a completat peisajul cu vocea angelică. Da, apropo de pliceasnă pe care eu am văzut-o pe internet, cum ai ajuns să filmezi și unde a fost filmată? Pliceasna a fost filmată la schitul Icoana Nouă și vreau să-i mulțumesc părintelui Calinic Proca pentru, deoarece ne-a dat binecuvântarea. Ai avut emoții în timpul filmărilor? Emoții am avut, dar emoții constructive. Cât au durat filmările? Filmările au durat o zi întreagă, cam așa. Ai repetat mult până să ajungi acolo, să cânti, să simți așa acea plăcere? Da, am repetat chiar în mașină până să ajung. În continuu repetam pliceasna ca să nu uit acolo să se întâmple. Da, am repetat. Dacă tot am spus de pliceasna, aș vrea să ne fredonez și puțin din această melodie de suflet. Sigur că da. Nu e singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu și tu, și eu și tu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu și tu, și eu și tu, și eu și tu. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu și tu, și eu și tu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu și tu, și eu și tu, și eu și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzut, și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, și-a mea și-a ta, și-a mea și-a ta. Și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, și-a mea și-a ta, și-a mea și-a ta, și-a mea și-a ta. Cu
patru cuie l-au străpus. Când el pe cruce se-a șternut și noi cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpus. Și eu și tu, și eu și tu, și noi cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpuns. Și eu și tu, și eu și tu, și eu și tu. Nu doar bătrânii cărtura, nu doar mai mari preoți, nu, și noi am râs cu ochii murdari, și noi suntem cei doi tâlhari. Și eu și tu, și eu și tu, și noi am râs cu ochii murdari, și noi suntem cei doi tâlhari. Și eu și tu, și eu și tu, și eu și tu. Și acum Iisus cel condamnat, azi el întreabă da sau nu. Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și-am fost iertat. Eu am spus da, dar tu, dar tu, ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și-am fost iertat. Eu am spus da, dar tu, dar tu, dar tu, dar tu. Maria pregătește două noi melodii, care în curând vor putea fi ascultate de toți iubitorii de folclor. Acum lucrez, am înțeles, la două melodii noi. Despre ce este vorba și când urmează să le vedem și noi? Da, lucrez la două melodii din repertoriul meu. Încă nu am reușit să le fac un videoclip, aștept să le fac un videoclip. Am piesele înregistrate, doar videoclipul, și după asta o să le scot, ca să pot să spun așa. Despre ce este vorba în cele două piese? În cele două piese este vorba despre mine. Despre mine, cum sunt eu și... Despre pasiunea ta. Despre pasiunea mea, de atâta. Visul micuței este de a ajunge pe o mare scenă, unde să fie acompaniată de o orchestră de renume, iar în sală să fie un public numeros care să o asculte. Vrei să continui această pasiune și care este visul tău cel mai mare? Visul meu este de a fi alături pe o scenă mare cu un public numeros, alături de orchestra Atlahov.
Acesta a fost interviul cu Maria Tucan, mica fetiță care este un munte de talent. Și ca să întărim cele spuse, vă aducem în casele dumneavoastră încă un videoclip al ei. Ascultați-l și memorați numele ei. Cu siguranță va ajunge o mare artistă peste ani, iar folclorul românesc va avea un viitor frumos datorită Mariei și copiilor talentați ca ea din întreaga țară. Frunzuleță de-a țara, jocuistă-i din la Iași, de la Târgu Mai e jos, jocuistă-i cu folos. Frunzuleță de-a țara, jocuistă-i din la Iași, de la Târgu Mai e jos, jocuistă-i cu folos. Bate-i talpa la podea, să iasă colbu din ea, fete și cu flăcăi, ca șoaipi la noi. Bate talpa la podea, să iasă colbu din ea, cu fete și cu flăcăi, ca șoaipi la noi. Cu fete și cu flăcăi, ca șoaipi la noi. Mama e tot așa, ia uitați-vă la ea, că-s frumoasă, știu cânta. Poate să vadă cine-o vrea, în joc din mă învârtesc, nu mă mai opresc. Că-s frumoasă, știu cânta, poate să vadă cine-o vrea, în joc din mă învârtesc, nu mă mai opresc. Eu în joc din mă învârtesc, din loc nu mă mai așa joacă neamul meu, pe la sărbători mereu. De la târgu până la ea, jocuista nu-l mai las. Așa joacă neamul meu, pe la sărbători mereu. Mi-am pus în păr busuioc, să-mi aducăm un noroc, cu drag să vă pot cânta, ca Moldova mea. Mi-am pus în păr busuioc, să-mi aducăm un noroc, cu drag să vă pot cânta, ca Moldova mea. Moldova mea, că-s nu vedeți, păi nu mă dau pișiși băieți, că la joc și la cântat, păi nu mă întreși și a dansat, hop, hop, și...